Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stănciu sunt și astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 7, cu domnul Viorel Vișan, fostul jucător și antrenor al Politehnicii Timișoara. Domnule Vișan, am rămas la vara 1981, când Jack Ionescu pleacă de pe banca tehnică, vine Marcel Pigulia, iar echipa se califică din nou pentru al doilea an consecutiv în cupele europene și pentru a treia oară în 4 ani, adică începând cu 1978, doar în 79 Poli nu a participat în Eurocupe. S-a calificat grație prezenței în finala Cupei României, chiar dacă pierdută cu Craiova, Marea Craiova, 0-6, dar Craiova cucerind eventul, așa era atunci sistemul. Era sistemul și finalista regulamentul. Finalista mergea în Cupa Cupelor, competiție dispărută, da, în 1999. Poli are ghinionul să joace direct într-un tur preliminar, înainte de 16-imi, prin tragere la sorți, cu Locomotive Leipzig, un adversar, ne gândeam noi atunci, abordabil, din Germania de Est, RDG, DDR, mă rog. O echipă bună, clar, RDG-ul era... Ca toate echipele nemțești, da, pregătirea fizică. RDG-ul avea echipe serioase, excelentă. Dinamo Dresda, Dinamo Berlin, FC Magdeburg. Sigur, era, da, aveau așa este. Echipe bune, chiar foarte bune, cunoscute pe plan internațional, cu rezultate. Și chiar dacă era mai puțin cunoscută Lokomotiv Leipzig, era foarte puternică, mai ales fizic, ca toate echipele nemțești. Peste și... câțiva ani, în anii 80, Lokomotiv Leipzig ajunge și în faze foarte avansate, nu mai știu, parcă și joacă o finală contra lui Ajax în Cupa Cupelor prin 87, dar nu mai amintesc exact. Oricum, să nu confundăm cu RB Leipzig din ziua de azi, care, sigur, e o echipă cu totul nouă, altă, da, echipă, care participă acum în Liga Campionilor, în faza ligii, e cu totul altă echipă, dar echipa de mare tradiție a orașului este Leipzig, Lokomotiv. Da. Am jucat primul meci acasă. Am fost prezent, da, pe stadion, 2-0. Un timp splendid. Mulți... Un gol Stelica Angel și unul și nu mai știu. Nedelcu. Nedelcu. Lone Nedelcu. Lone Nedelcu. 2, am vorbit ieri cu el. Zice, să nu uiți să spui că am dat gol. Da. Da. Și da. Încă ceva. Să reamintesc că la golul lui Păltinișan de la meciul cu Celtic, Lone Nedelcu a avut o mare contribuție. Așa prin este? Săritura la cap. L-a blocat care pe l-a portar, deranjat, practic. Da, l-a încurcat pe portar. I-a scos, practic, mingea din mâini. Mingea a ricoșat după un luft a unui fundaș de la Celtic, a ricoșat la Păltinișan, care din semi foarte că l-a introdus sub bar. Și așa, da, că Lone a avut o Nedelcu, contribuție. Nedelcu, da, jucător... Era un golgheter născut. Un jucător care jucase și în națională în anii 70. În națională, principalul atu al lui era jocul de cap. Avea o detentă, fiind fost atlet, de săritor înălțime, avea o detentă. A fost excepțion. Atlet? Da. N-am știut. Da, da. De fapt, la o participare a lui în... La uitați o acțiune. Acum, Dani, dă-te rog camera amplă, așa, camera generală. Acum sare la cap, asta este faza despre care vorbim. Premergătoare golului aici, cu... Da, ciupit-o. Mulțumesc frumos, Dani Șoșdean, da, regizorul nostru. Da. Da, exact aia a fost faza când sare la cap Nedelcu 2 în meciul cu Celtic și după câteva secunde vine golul calificării prin minutul 81. Da. Altfel se califica Celtic la 0-0. Da. Un meci poate este cel mai important moment din istoria de peste 100 de ani a Politehnicii Timișoara, eliminarea lui, da, Celtic Glasgow, ca și legendă, reverberații internaționale. Celtic era un club uriaș pe atunci. Este și acum, dar acum nu mai are anvergura aceea pe care o avea atunci în iarbă, da, să zic așa. Da, da. Era câștigătoare de Champions League. Așa e, cu 13 ani în urmă, da, e drept, da, dar da. Scoția era o echipă pe atunci obișnuită la turneele finale mondiale. Sigur, un jucător bun, renumit. Așa este.
Bun, Locomotive Leipzig, așadar câștigăm 2-0 în tur, da, și ne pregătim, speram noi, da, de calificare. Împrezător, da, da, împrezători acolo. Ne-au luat foarte tare. Am spus că jucătorii nemți erau recunoscuți pentru forța lor fizică, ne-au dominat fizic, e adevărat, n-am rezistat și 2-0 foarte ușor. După 2-0 am avut și noi o tresărire de orgoliu și am ratat două, trei ocazii foarte mari, singur cu portarul, prin Kotek, prin Angel, prin Nedelcu. Am primit golul al treilea, la care am căzut psihic și am mai primit două goluri și am venit neputincioși de la această deplasare în care speram că vom obține calificarea. Nu a fost să fie, pentru că au fost mai buni ca noi. Clar. Da, mi-amintesc că am văzut meciul la televizor, eram în vacanța de vară în San Andreiul meu natal și na, am fost foarte supărați cu toții, dar au fost, cum spuneți, mai buni, au fost clar mai buni. Mi-amintesc că s-a jucat pe un stadion foarte mare ca și capacitate, da, central, da, stadion, da, din Leipzig, da, un stadion uriaș. Vechi, vechi, da, vechi și mare. Vechi, în stil plin, comunist, da, da. Bun. În campionat nu mergeam bine, șchiopătând, eram între ultimele clasate acolo, în ultimele patru, așa, și s-a terminat campionatul, trist pentru noi, pentru că nu mai obțineam rezultatele dorite de spectatori, care erau tot mai puțini la prezenți la meciurile din campionat, și la sfârșitul campionatului s-a produs schimbare, domnul Pigulea a fost schimbat. Eu cred că a fost schimbat mai devreme, nu n-a stat până la final. Ultimele două. Nu mai știu exact. Cine a cinci, nu, nu, Manolache? Nu, nu, nu. A stat până la final? Până la final, da. Ok, da. Nu mai la final, exact. Da, da. Da. Să nu uităm să vorbim că în acei ani, în 1981, a fost prima ediție a trofeului Timișoara, care tindea să devină o tradiție în fiecare vară, un patrulater la Timișoara, cu semifinale, finală, cu echipe internaționale. Da. Mi-amintesc, nu mai știu, Ferencvaros, Voivodina Novi Sad, Voivodina în 82. Și nu știu dacă nu o echipă spaniolă. Saragoza? Nu mai sau Valladolid, nu mai știu exact. Da, 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 una, da, din ele. Da, cred. Am acasă, evident, toată, da, arhiva. Toată. Era, da, o tradiție foarte frumoasă, care începea să prindă deja așa tradiție, trofeul Timișoara, un turneu estival. De aceea, peste 2 ani, Politehnica a fost chemată în Spania și a participat la 2-3 turnee de mare tradiție în Spania, și la care s-a comportat foarte bine, jucătorii au obținut multe trofee, țin minte, nu mai eram la echipă, țin minte că au venit cu nenumărate cupe, care mai de care mai grandioase și mai mari, așa, cu poze, când era antrenor Dembo principal, și jucătorii care au mai rămas erau Păltinișan, Manea, Nedelcu, Dembo, care era antrenor, așa. Dembrovski se retrăsese în vara 81. 81, da. Da, da. Și devenise, dacă nu mă înșel, direct antrenor secund. Da, secundul lui Jackie Ionescu. Cu Jackie. Așteptam să înscrie cel de-al 100-lea gol. Și nu reușea nicicum. Până la urmă, la Corvinu Hunedoara a reușit, cred că ultima etapă, să înscrie așa, dar până atunci, la acel meci, încă era, Lucescu era antrenor la Hunedoara. Și o serie de ocazii de la poarta Corvinului, ratate cu seninătate de noi, și până la urmă, la una din faze,
Dembo de la vreo 2 metri a reușit să introducă. Și atunci am răsuflat ușurat toții, dar mai ales el, că a zis, de acum încolo pot să mă retrag. Da, a marcat foarte multe goluri în condițiile în care nu era un finalizator. În principal era un creator de așa de faze. Dar pe vremea când juca la Bacău, de-aia era și națională, pentru că tot timpul când te uitai pe tabela de așa, a scris Dembrowski, 1, 2, 3 goluri pentru Bacău. De-aia l-a luat și cu calitățile de marcator, că avea un șut excepțional și precis și de la distanță, avea tărie, pentru că el arăta așa mai slab, dar era numai fibră. Și avea o putere de muncă fantastic. De-aia Neangelo avea nevoie de Angelo Niculescu, la național. Antrenorul României atunci. Da. Vara 82, așadar, eu nu mai știu dumneavoastră, atunci nu ați mai plecat eram de la club. Eram în 82 iarna. A, atunci ați plecat. Am început pregătirile cu Nea Cici Manolache și după 3-4 zile de pregătire am fost anunțat că se renunță la serviciile mele, fără explicații, bineînțeles. Aveam 30 de ani, jucasem aproape toate meciurile în acest 5 ani jumate care i-am petrecut la Poli, peste 175-178 de meciuri, exact, nu le știu. Și am conformat, am plecat la CFR. La CFR. Așadar, 1982. Da, unde era antrenor Jack Ionescu. Și ați fost și antrenor secund acolo o vreme, că apoi ați fost principal. Nu. Prima dată am fost numai jucător. Jack Ionescu a plecat în timpul campionatului, în urma unei secvențe de ceartă cu Tavi Roșca. Tavi Roșca. Eram pe stadion la meci. Când Tavi Roșca n-a vrut să iasă, l-a schimbat. N-a vrut să iasă, da. Am jucat, nu știu, cu ce echipă mai slabă, așa. Și după ce i-a spus domnul Ionescu, i-a spus președintelui Urzică de la CFR, spune-i domnule să iasă. Spune-i să iasă. Tavi, hai să afară, schimbare, nu ies. Și Jacky s-a ridicat și a plecat. Și când era la ușa stadionului CFR, de la bancă până la ușa, acolo erau câțiva zeci de metri, deschidem scorul prin Roșca. Și atunci domn profesor a plecat, supărat și a fost numit antrenor domnul profesor Bojan și eu secund. Am acceptat, așa, și... Da, CFR-ul era în divizia B și da, era o echipă foarte bună. Era ca bună. Echipă bună, de mijlocul clasamentului, fără probleme. Ați pomenit de Tavi Roșca, nu mai știu... Romica Petrescu, Petrescu, Marian Cârciumaru sau era încă la Poli? Era la Poli. La Poli. După aia s-a schimbat. Da, așa. Aveam pe Bocănici, Titi Nicolae? Nu, era la Poli. Era încă la Poli. La Poli, da. Da, da. Deci Titi Nicolae a venit în 79 aducându-l Nea Costi Cărădulescu. La Poli. Da, la Poli. Odată cu Titi Nicolae a venit Suciu. Radu Suciu, portar de la vagonul Arad. Șunda. Da, de la CFR. CFR, de la CFR. Da. Șunda, Titi Nicolae și Stoișin, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Stoișin de la UMT, nu? Nu, de la CFR. Patru jucători. Și în schimbul a patru jucători de la noi au plecat la CFR. Romica Petrescu, Batori, Nucă și cred că Iuga. Iuga, de care am vorbit, extrema venită de la Brăila. Da, era CFR-ul pe atunci practic o
Pepinieră. O pepinieră, o echipă secundă, sigur, neoficială a lui Poli, de la CFR cei mai buni jucători, tinerii de mare perspectivă veneau la Poli, de la Poli, în schimb, mergeau jucătorii spre final de carieră, cazul dumneavoastră. Da, da. O echipă foarte bună, CFR-ul, care era o plăcere să te duci la Gara Mare, să vezi la matineu meciurile din la divizia ora 11, B, în centru, orașul. Avea suporterii ei renumiți, mi-amintesc din cartierul meu, din circunvalațiunii, da, după ani, după Revoluție, regretatul Duchi Popovici, fondatorul Fotbal Vest, i-a numit bătrânii leoparzi pe suporterii feroviari. Da, vremuri foarte frumoase. Mi-amintesc că ați fost și antrenor principal la CFR. După un an. Și da? Erați în același timp și jucător și principal? Da, 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 am jucat. Și campionat foarte greu pentru noi, al doilea campionat. La sfârșitul, la mijlocul campionatului, a venit și Liță Dumitru la noi, da? Pe care l-am numit antrenor secund. Și ne-am salvat în ultimele meciuri. Da, cu CFR-ul. Liță a fost o perioadă și la UMT, tot în divizia înainte, B. Da, înainte da, a fost. A plecat în 82 de la Poli, da, după 2 ani la Poli. Da. S-a dus un tur la UMT, în divizia B, cred că antrenorul principal și jucător, nu mi-amintesc exact. Da, iar apoi s-a dus în iarnă la Craiova Maxima, unde a prins semifinala de Cupa UEFA. Cu Benfica n-a jucat în acea dublă cu Benfica, dar a jucat la Kaiserslautern în sferturi de finală, când Craiova a pierdut cu 3-2, se califică în retur cu 1-0, gol Negrilă. Negrilă. Da, Liță în 83 deja avea 33 de ani, nu e o vârstă neapărat foarte înaintată pentru un fotbalist. Sigur că nu. Sigur, mai ales a calitățile lui. El va juca de altfel în divizia până pe la 37 de ani la Rapid, fiind antrenor jucător. Da, mă bucură tare mult întoarcerea lui în țară după mai mulți ani în Statele Unite ale Americii. Da. Am văzut că este la centru de copii și junior de l-a făcut. Chiar, era în relații foarte bune cu primarul și primarul a profitat de experiența lui și a zis: Liță, nu vrei să mă ajuți să punem așa pe un drum bun academia noastră? Și Liță s-a înhămat acum și sper să aibă succes. Noi îi dorim. Așa. Cu siguranță oameni ca Liță Dumitru au ce să învețe pe tinerii fotbaliști. Eu sunt un mare adept al prezenței acolo la copii și juniori a foștilor fotbaliști. Avea o tehnică deosebită. Așa este. Avea niște execuții lovituri de, libere, de maestru. Cu stângul, cu dreptul. Pase lungi. O viziune deosebită a jocului. Da. Era jucătorul care putea schimba jocul de pe o parte fără probleme, cu o precizie matematică. Da. Suntem la finalul acestui episod. Ne revedem, stimați telespectatori, miercurea viitoare. Dar între timp nu uitați, luni, Tribuna Polisportivă, emisiune de actualitate sportivă politehnistă în principal și în fiecare zi știri în cadrul jurnalului Teleuniversitatea. Vă mulțumesc, să ne revedem cu bine!